Exact ca fătălăii ăia, care ei, bă, știi ce, vezi că îți transmit un pic de, dacă vrei să știi acum ce e pe piața cripto. Stai la măta, în garsoniel, stai la măta, stați cu părinții, da? Deci ce cripto vrei să-mi spui? Mie vezi că ei și au în spate vă afișe, știi că ei când erau pasionați, când erau mici și o pe Sabrina în țețele goale. Ești la măta în apartament și în spate este Sabrina în țețele goale pe perete, e afișul tău de când aveai 11 ani, știi? Da, ăla. Așa și tu ne explici cu cripto. Păi numai pentru că, știți, el acum el e undercover și stă low. Știi, stă low. Nu stai low, stai cu măta, da? În casă. Lasă-ne cu cripto și cu sfate și îți explică el, știi? Păi, vezi că ești frizer. Da? Am mai stabilit. Și el face toate chestiile astea, știi? Și ne explică nouă cum să facem niște investiții acum și pe bursă. Și da, doar în cripto. Pe bursa cripto asta. Și că este acum o monedă nouă și că efectiv deschide. Cine este? Fondul de rulment de la bloc. L-ai plătit? Ce faci? Că te sună acum, dacă trebuie să ia gunoi. Ai plătit gunoiul? Ați plătit gunoiul la bloc? Gunoiul? Ați plătit? Apoi, nu? Păi vezi că nu se mai poți să duci gunoiul. Da, o să trebuie să mergi să duci la 3-4 blocuri distanță să nu te vadă aia pe furiș noaptea la 3 ca să arunci în ghiena lor. Știi? Asta se întâmplă când nu plătești fondul de rulment. Lasă dracu cripto. E bunilor închipuiți.